So it's 11, 13, 15, 17, 19, 21. 21. Right. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tot șase. Mm-hmm. Deci când ambele, un capăt este într-un fel și altul în alt fel, cum este cazul nostru, numărul lor pare egal cu numărul lor impare. Da? Numărul celor pare a fost 6, iar numărul ăsta lor impare este tot 6. Da? Poate tot 6. Explică în engleză? Da, da, da. Bine, spui. Deci spui așa, când unul este impar. So, when one is odd. Când un capăt este impar. When one is odd and the other one is par. Deci un capăt a fost impar și altul este even. Even and the other number is even, then the numbers that are even will be the exact same number as the ones that are right here. Așa. But for example, if it was for like 16 așa. To 28. Așa, foarte tare. Since they're both even, they will have different numbers. They'll have different, not different numbers. They'll have each, Pare vor fi câte să le vedem, pare. So the even ones will be a different number than the ones that are... Impare, și impare, da. Impare, asta, atât. Impare, vor fi. Ei, aici am mai fost situații. So, and the ones that are odd. So for the ones that are odd, it would be a different number than these ones right here. Pune-le so pe asta, let's see. Așa. So let's see how many even numbers there are. So there are 16. Eight. But what's your prediction? What's your prediction? Care e prezicerea ta înainte să le numeri? Cam câte ar fi? No, hai să... dă tu un număr, cam câte crezi? 5. I think that there's 5. După tehnica asta, scădem de 28 pe 16. Să vedem dacă corespunde. Mm-hmm. 28. 28 minus 16. This equals, well, right here it equals 2, and here's 1. So, 12. Și acum, 12 împărțim la 2. 2, 6. 6. Asta e, 7 trebuie să fie. Your prediction is 7. Să vedem. My prediction is wrong. Să le vedem. Simte că 6 vor fi, mai puțin cu 1. Așa, vor fi 6. Să ne vedem. Cu alte cuvinte, doar să scădem și împărțim la 2, fără să mai adunăm 1. Ok, so, since we already have this one, it's 6. 6, mă. It's 6. It's just that we don't do this one. We just don't când add plus 1. Când pornim și sfârșim cu par. De aceea, în clipa aceea, and plus 1. And that's why we already know. Ia vezi. 17, dar deja știm de putea să ne spune. Zile, să le vadă toți prieteni. 19, așa. 19, 21, 23, 25, 27. Correct. So let's see. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. There are these
these odd ones are 6. Așa. And these even ones. Foarte culoare. And these even ones are 7. Mai sunt last one more. Mai sunt egale? No, there are not. Bibel asking me if they are equal. No, they're not equal because these two are both even numbers and oh no. Yes, because these two are the even. The ends. The ends are two even numbers and right here is this one's one odd number and this is one even number. Da? Deci aici unul e așa și unul așa, unul e par și altul e impar, numerele sunt egale. Numerele pare și impare sunt egale în intervalul acela, în zona aceea, intervalul acela, sunt egale. Noi am împărțit, pur și simplu, am fost scăderea și am împărțit în 2 și neputut să face scăderea, împărțirea, am mai mărit cu 1 și am găsit foarte rapid. Măriuca, n-am făcut cazul în care amândouă sunt impare. Mă gândesc o chestie de-aia. Wait, but what happens if both of them are uneven? So what's your prediction? They're going to be the same. My prediction is that they're going to be the same. The same, like what? Like, I don't know. Well, I don't see the numbers. Okay, let's I want to see the numbers. Okay. My prediction is that they're both going to be the same. Predicția mea că amândouă o să fie la fel. Yes. Păi, o să fie la fel, da? Deci să luăm ce? Pune tu, impar la început și... Tu pui! Eu să pun? Yes! Bun. 13 și 24. Nu. No. Așa. Deci cât să pun aici? 25. Corect. Amândouă impare. Now I can say my prediction, right? Pare acum? My prediction is that it's going to be 7. 7 what? 7 equal numbers. Predicția mea că am două să fiu la fel. La fel amândouă, da? Da. Și foarte bine, ți-l respect. Și o să fie 7. 7 și stânga și dreapta. Dar ar trebui să faci scăderea ca să te convingi. Hai să tehnica noastră, vedem dacă previziunea. Deci 25. Minus. So 25 minus 13 equals 20. 12. 12. 12. 12. Împărțit la 2, că pare și impare să fie la 2. Împărțit la 2. Divided by 2 equals. Așa, egal cu 6. Yes, 6. And 6 plus 1. Pare să fie 6, da? Și tu spui 6, dar fie 6 plus 1. E impar. Că e impar de să fie. Așa. Hai să ne numărăm 6 să fie. Să vedem dacă așa stau lucrurile. Așa. 14. 14 e bine. E bine. 14. 14, 16, 18, 20, 22, 24. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are, right here, 6. What is it? Oh, my word. Ash, good. It's just. So there are 6. Yeah, there's even 5. So there are 7. You said you my prediction. How was I supposed to know? I don't need time. Ia merge cu sunt numărul egal. Foarte bine. Respectăm pe acum să convinge. Ia să vedem. Începem cu impar. 13 plus 15 plus 17 19 21 28 3 and 25. Correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! 5! Ce s-a întâmplat? Foarte tare!
Foarte tare. Nu fi supărată că nu, previziunea ta nu a fost perfectă. Să știi că din îngrișițele astea învățăm. Iată. Ce superb moment. Când amândouă au fost impare, cele impare s-au mărit cu 1. Că am scăzut din 25 pe 13, am împărțit 2, 6 plus 1. Când amândouă au fost pare, cele pare s-au mărit cu 1. Deci când au amândouă pare sau amândouă impare, pentru pare scădem din 28 pe 16, împărțim la 2, dar punem plus 1, că scapă tele, care vă în seamă. La fel pentru situația asta, când se întâmplă ca amândouă să intre în fie impare, fiindcă plecăm de la 13 și sfârșim cu 25, e plus 1. Să explic din greșă? Da! Ok, so if both of the numbers are even, then one number is gonna be plus one bigger, and the other one's gonna be minus one bigger, smaller. And right here, again, if it is two odd numbers, then again. But this time the even numbers are going to be less than one. Less than one, and this one's gonna be plus one. So there is, look, it's like different. Așa. Asta e diferența. Cu alte cuvinte, dacă am sesizat asta, când sunt egale? Când am zis că sunt egale? When they're the exact same number of the even ones and the odd ones, it's when it is two different numbers, like one odd number and one even number. Adică un capăt este așa, par, și alt este impar. Deci atunci numărul lor este egal. Este spectaculos. Acest lucru este minunat. Pentru că, dacă am să spun, de la câte numere sunt între 20 și 200. Între 20 și 200 nu le mai putem număra. Nu le mai putem așeza. Dar avem tehnica pusă la punct. Acum, tu te poți descurca. Nu ștergem aici ca să-ți dai seama. Să faci paralela între 200 minus... Dar eu nu știu 180 părțit la 2. Păi te descurci. Cum? Păi, dacă era 18? Dacă ai fost 18? I don't know. 18 împărțit la 2? 9, 10. Foarte tare, foarte bun. 9, 10. 18 împărțit la 2 fac 9 și 10 acelea împărțit la 2 punem 0 aici. Corect. Este final. 90. 90 plus 90? Cât faci? 90 plus 90 egal cu... Cu exact de aici. 100? 180. Corect. Da, și am făcut procedeul înapoi și gata. Deci e foarte bine. Deci aici sunt 90 de ce fel de numere? Aici întrebare, e foarte tare. So since we did this, now do we just... Aici sunt 90. Acum am emoții. 90 plus 1 sunt... Pare. Foarte tare. Păi îmi place, mă. Foarte tare, foarte interesant. Sunt 91 pare și impare. So to make this, because I don't think, because it would take forever, years, not years, but it would just take like hours, full hours, to count them like 20, 22, 20, you know what I mean. So instead we'll just do this method. So 200 minus 20 equals 180. 180
divided by 2 equals 90. And to figure out the even ones, we put plus 1. So there are 91 even numbers in between 20 and 200, and there are 90 odd numbers in between 20 and 200. Foarte tare. Vă să zic că când amândouă sunt pare, ambele capete pare, nu le mai puși zipărtate una de alta foarte mult, nu le mai putem scrie ca să facem proba. Nu, avem tehnica pusă și nu scădem din ăsta cu ăsta, ce ne dăm împărțim la 2, că s-a de 2 în 2, și dacă ne interesează pare și amândouă sunt pare, capetele mărim cu 1 pentru pare, deci 91, iar dacă și pentru impare sunt cele 90, dacă vor fi impare, acum dau situația când amândouă sunt impare, să văd clar dacă s-a înțeles. S-a înțeles! Nu mă convins decât așa. Eu numai în practică. Discutăm numai așa. S-a înțeles, bun, nu trebuie să mai faci. 17 până la 217. 17 până la 217. Câte sunt pare, câte sunt impare. Așa, 200. Pare sunt câte? 201. Bine, și impare? 200. Ești convinsă, da? Da. Ne putem certa pe chestia asta? Da. Eu cred că nu. Da. Nu sunt neadevărat. Da, e adevărat. Dar și cum ai aflat tu pe 90 ăsta? Wait, stai, am greșit. Ai greșit, da? Așa greșit, așa se întâmplă. Ce ai uitat tu aici? Să fac împărțirea 2. Asta era. 217 minus 17, ai făcut 200. 200 împărțit la 2. Uite, nu, ca e așa. 101. Asta este. Pare. 101. Și impare. 100. No. So, no, it's the other way around. Nu. Yes. No. De ce nu-i bine, mă? Nu e bine. Imparele sunt 101. Parele sunt 101. Pare. Fiind, da, tati, da. Imparele, da. Asta. Eu simt că sunteți, mă, contrazic, mă. Ea trebuie să vadă asta. Deci, tu ai mers ca aici, dar aici cum a fost? Amândouă cum a fost? Ce greșit? Nu, aici cu ăsta, amândouă, da? Și ai mărit pentru pare cu 1. Dar am mărit cu 4 cu 1. Da, pe cine? Aici nu mai sunt amândouă pare. Sunt amândouă impare. Și pe cine trebuie să... Vor mai multe ale impare, vor fi... Așa că începe cu el, pe ăsta le mărești cu 1. Deci, acolo rămân 100. Asta era foarte important, 100. Așa, și din coace apare 101. Deci aici, jos, este 101, că tocmai am vorbit mai devreme de faptul că parele, ambele fiind capete pare, de aceea punem plus 1. Ambele fiind capete impare, aici e plus 1. Da? La dar capetele sunt de același fel. Da. De același fel, atent, pare sau impare. Atunci numărul celor pare vor fi mai multe. Și, înțelegi? Deci contează foarte mult capete intervalele. Capete aici ne uităm. Pentru că dacă intervalele sunt pare și ți se cer numerele pare, știi că vor fi mai multe. Că-s pare. Dar cele pare, acelea au și capetele. De ce vor fi pe multe? De ce punem plus 1? La ambele capete impare, astea vor fi mai multe. Că și capetele sunt numărate.
De ce e plus 1? Scădem, dar acolo e plus 1. Și dacă sunt diferite capete. Aici e problema care să o verificăm încă o dată. Adică... Unul așa și unul așa. Unul așa și unul așa. Atunci suntem o degă. Iată. Așa, asta e matematica, deci e frumusețea. Noi acum facem un lucru, să știi că această chestie pare joacă, dar este de o frumusețe rară. Pentru că a numărea numele impare și impare într-un interval, într-un interval este o activitate foarte interesantă. Nu este cea de stăcârbă. Da, șterge bun. Totocolo. Și vreau acum, Măriuca, să vedem situația următoare. 27 până la 120. 27 până la 120. Analizează capetele intervalului pe moment. Cum sunt? Pare, puneți pare, așa, și impare. Întrebarea primă este, ce părere avem? Care vor fi mai multe? Care crezi tu că vor fi mai multe? Impare? Da. O secundă, stai să vezi. Înainte când am două de același fel, fie impare, fie pare, aici am modificat numărul. Dar acum, dacă unul e așa și unul e așa, ce crezi tu vor fi? Pare. Nu mai ne pare, da? Când au fost mai mari, uite mai sus, când amândouă au fost mari. A fost o situație când erau egale. Ia să vedem. Deci 120 minus, hai să vedem, minus 27. Corect. Deci 93, nimic, și-a rămas la 3, da? Și acum 93 ăsta îl împărțim în două. Ce părere ai? 93 se parte în... Deci acum este 4. Așa, mărim diferența. Iar acum habar n-am ce să fac. Așa, ne gândeam amândoi. Dacă ar fi 8, tu s-ar împărți la 2? Ia să vedem așa. Hai să vedem. Hai să am o propunere. 92, 94, scriem ca fiind egal 80 plus cât? 80 plus cât? 14. Foarte tare. Și acum, 94 împărțit la 2, e de parcă aș spune, cu 80 și cu plus 14, împărțit totul la 2. Și acum, împărțești pe 80 la 2 și pe 14 la 2. Cât faci 80 împărțit la 2? 80 împărțit la 2. 80 divided by 2 plus 40. Bun, plus și asta să l împărțim la 2. Plus 14 divided by 2 equals 7. Deci egal cu 47. Vezi cum am putut face împărțirea asta? Îți pare foarte interesant. 47. Deci atunci când nu se poate și ești într-o situație dificilă, mie mi-o vine în minte să scriu prin 94 ca fiind 80-ul care se împărțea exact și plus 14 care știu să-l împart. Deci, iată, face 47. Să nu-i 4, cum trebuie să mai fie pe 4? No, 47, sper așa cum știu. 47 este numărul celor pare și cele impare. Că nu mai adunăm nimic. 47 înseamnă 47 pare. Și prietenii noștri, dacă nu sunt convinși, n-au decât să le numere. 47 sunt pare și tot 47 impare. Deci numărul celor pare și a celor impare este egal de data asta. Dragilor, ca să recapitulăm. Când ambele capete sunt pare, numărul acelor pare se mărește cu 1. Faceți gătirea și mărește cu 1, că și împărțit la 2. Mai mult. Când acele capete ale amândouă sunt impare, numărul acelor impare vor fi mai mare.
Iar când numărul, când am unul par și altul impar, este spectaculos numărul celor pare egal cu numărul celor impare. Și apare momentul acesta al scăderii acelea care nu sunt parte exact, nu? Numărul care dă ca rezultat scăderea capitolului nu sunt parte exact, îl mărim cu 1, se face împărțirea neapărat după aceea exact, după care știu că numărul ce rezultă este a celor pare și a celor impare. E spectaculos. La copiii de clasa a doua ajungem să ne jucăm așa, dar dacă vom încerca să ne ducem direct cu problema asta, eu am plecat de la asta dintr-o nevoie practică. Noi am vrut în problemele ce să numărăm câte probleme puteam face. Deci de unde n-am forțat nota, nu m-am dus, haide să fac și să numărăm pe cele pare și cele impare. Nu! Când am formulat cu problemele cu motocicleta și motociclete și mașini, știind numărul total și câte probleme putem face modificând numărul de roți, din nevoia de a ști câte probleme pot face eu, am dat drumul și am văzut. Am dat toate problemele. Așa. Acum, aș vrea să mai facem o problemă, că mi-ai zis să fac o problemă cu dolari. Să facem o pauză acum, știi de ce? Și oprim asta ca să fie un film pentru intervalele, pentru cum să... Dragilor, eu simt nevoia să mai punctez încă o dată partea asta. Da. Deci, pentru a afla numerele pare și impare dintr-un interval, suntem, practic, în trei situații. Situația 1. Hai să facem așa. Deci, numărul, prima problemă, pe 1. Vreau să aflu numele pare și impare în următoarea situație. Ambele capete sunt pare. Pare. Același tip. Pare. Asta așa este. Este bine să dau răspuns. Pare amândouă. Și atunci, răspunsul. Pare 2 și pare 1, adică numărul par de început și numărul par de sfârșit. Cum facem? Scădem din numărul din capătul de start, de sfârșit, capătul din partea dreaptă și numărul pare pare... Vom ști că numărele pare mai multe, asta vom ști din prima. Uite, așa. Pare egal cu pare 2 minus pare 1, adică asta plus asta, totul împărțim la 2 plus 1. Sunt mai multe. Iar impare înseamnă ce am făcut mai întâi, pare 2 minus pare 1 împărțim la 2, fără plus 1 ăsta. Dacă am să am problema a doua, ambele capete impare, impare 1 și impare 2, în condițiile astea răspunsul va fi impare sunt mai multe. Pare vor fi egal cu pare 2 minus pare 1 împărțit la 2, atât. Iar impare va însemna pare 2 minus pare 1 tot împărțit la 2 plus 1. Iar în a treia situație, problema 3, când voi avea impare 1 și pare 2 sau invers, atunci voi avea pare egal impare egal impare, da, și egal cu pare 2, cum e la noi, pare 2 minus pare 1 pare 1 plus 1 mai 1 pare 2 minus impare 1 pare 2 minus impare 1, da, impare 1 impare 1 plus 1 1, deci pare 2 minus impare 1
așa, după scădere, plus 1, nu? Și totul de împărțit la, totul de împărțit la 2. Ăsta este numărul. Numărul șeropar, egal numărul șeropar și egal cu. Ei, așa-ste chestii, este preluată foarte ușor și la clasa a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a. Când ei vor avea problema asta, vor avea șanse, cei care vor urmări, lecția asta făcută de noi, vor urmări că, ca un algoritm pus la punct. Dar nu am venit să pun partea asta teoretică. Deci eu puteam să încep, asta e partea din învățământ care, cum spun, diferențiază ceea ce fac eu și cu ceea ce se întâmplă în mod natural. În partea științifică, acolo manualul, vine și prezintă asta, Cristi, ca o teoremă. Da. Știi? Și tu înveți asta și o aplici. Dar nu ai înțeles nimic din toate povestea asta. Dar dacă noi ne-am jucat cu situația asta, copilul din clasa a doua a putut să prindă acest lucru și a participat. Deci Măriuca a fost cea care a fost activă, a fost prezent în lecție. Noi ne-am descurcat și a sesizat esențialul problemei. Că am sintetizat eu acum, este tocmai ceea ce puteam să încep cu partea teoretică. Vezi foarte multe probleme. Când ne gândim la derivat. Zicem, definiții. Numim derivat așa, nu știu cum. Dom'le, nu înțeleg nimic. Dar dacă eu conduc problema spre nevoia de a noțiunii de derivată, cum de fapt am în volumele acelea toate, noțiunea de limită, de derivată, de integrală, toate sunt ca urmare a nevoilor concrete dintr-un exercițiu. Nu fac niște, învăț niște noțiuni noi fără să știu utilitatea lor. Merită să fac efortul ăsta. Ei, asta se întâmplă. Când vom înțelege ca școala să organizăm așa, din exerciții, din chestiuni particulare, să tragem o idee generală, acolo, la un moment dat, putem abstractiza, putem duce și facem demonstrația. Ai fost în bancă, Cristi, la facultate, ce sunt? Vine profesor și se aruncă pe tablă tot felul de demonstrații. Tu, ca student, înveți mecanic demonstrația aceea. Foarte mulți studenți învață mecanică. Dar ei își însușesc partea aceea de teorie fără să înțeleagă mecanismul demonstrației aceea. De ce? Cum curgă? La ce se ajută? Deci tu te ridici din partea, să spunem, practică spre partea abstractă și urmează acolo să construiești în partea abstractă niște lucruri care se vor întoarce în partea practică. Asta este toată povestea. Dar vă mulțumesc și facem o pauză și mă gândesc la altceva. Așa.